Știm cât de important este astăzi curentul de educație familială, emoțională și de creșterea copiilor asumat, conștient și informat. Pentru toate acestea, trebuie să asculți în fiecare sâmbătă, începând cu ora 11, rubrica Parenting Today, susținută de psihologul Elena Mereuță, doar pe Smile FM Moldova. Bună ziua tuturor! Sunt Elena Mereuță, psiholog, și vă invit cu mare drag la cea de-a doua ediție a emisiunii Parenting Today. Ca de obicei, vă îndemn să vă luați cărnețelul de notițe și băutura preferată pentru a vă relaxa din plin în aceste câteva minute alături de mine. Astăzi voi vorbi despre felul în care putem influența dezvoltarea gândirii la copii. Copilul are un potențial imens de la naștere și este mult mai mare decât a unui adult. Acest potențial se va dezvolta sau nu în dependență de stimulii pe care îi va primi din exterior. Mintea unui copil este ca un burete care absorbe fără să deosebească lucrurile sau fără să le repartizeze ca fiind bune sau rele, benefice sau inutile, de aceea tot ce îl înconjoară pe copil este de o mare importanță. Medicii spun că creierul uman are circa 1,4 miliarde de celule neuronale, iar ca acești neuroni să poată să răspundă informației din exterior pe care le primesc prin simțuri, au nevoie de a forma conexiuni între ei. Perioada în care aceste legături neuronale se formează cel mai activ este de la naștere până la 3 ani, când creierul atinge 80% din potențialul său, apoi procesul de dezvoltare este mai lent. Stimularea dezvoltării creierului se face prin cele 5 simțuri ale omului: văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul. De-a lungul primilor ani de viață a copilului, dezvoltarea senzorială este la fel de importantă ca dezvoltarea fizică și intelectuală. Iată câteva sugestii pentru dezvoltarea fiecărui simț. 1. Văzul. Aici se poate dezvolta atenția vizuală asupra mediului înconjurător, insistând asupra detaliilor. Împreună cu copilul, puteți observa cum se scurge apa de pe anumite obiecte, cum sunt adunate frunzele în jurul unui copac, cum duce furnica în spate o fârmitură și așa mai departe. Pentru copiii care au dezvoltat o frică de insecte, va fi util să observați, la mică distanță, dar în deplină siguranță, de exemplu, cum albina culege polenul. Auzul. Acest simț este de o importanță hotărătoare în învățarea limbajului. Citiți povești cu intonație și diferite voci. Ascultați muzică diversă, cântecele folclorice, muzică clasică, muzica diferitor popoare, melodii ritmate și liniștite. Uneori, puteți să-i puneți copilului să asculte radioul. Modificarea intensității, schimbarea frecvenței, auzirea altor limbi va fi pentru copil un joc stimulativ foarte interesant. La fel puteți pune în sticle diferite cereale care vor produce sunete și ritmul de care copilul va fi încântat. 3. Mirosul. A permite copilului să-și dezvolte simțul olfactiv este destul de accesibil. Acasă, în bucătărie, avem o gamă largă și variată de mirosuri, de la plante aromate, ceaiuri, cafea, ingrediente pentru mâncăruri, legume, fructe. Sau, atunci când se gătește, puteți prin joc să puneți copilul fără să vadă, să ghicească ce fierbe în oală. Baia, la fel, este un loc plin de mirosuri, de la săpunuri, parfumuri, săruri de baie, spuma de ras, etc. 4. Gustul. A dezvolta gustul copilului nu este greu. Oferiți-i posibilitatea de a gusta de toate: produse dulci, acre, sărate, amare, aromate, și discutați cu copilul despre care sunt preferatele lui, ce simte când gustă sau cu ce mai poate asocia produsul. Aici putem adăuga importanța diversificării la bebeluș. Studiile arată că mâncarea variată a copilului are legătură și cu dezvoltarea limbajului acestuia. 5. Pipăitul. Adultul memorează mai mult în baza auzului și a vederii. În schimb, pentru copil, pipăitul este și o modalitate de cunoaștere cât și de memorizare. De aceea vin cu sugestia de a nu vă teme să lăsați copilul să exploreze cât mai mult posibil. Având siguranța că nu este nimic periculos, vin cu recomandarea de a lăsa să se joace în bălți cu apă și noroi, de a mângâia animale, de a atinge scoarța copacilor. De asemenea, permiteți-i copilului să mănânce anumite alimente cu ajutorul degetelor, să încerce senzațiile de
cald, rece, fin, aspru, fraged, moale, uscat, lipicios. La fel și picioarele au nevoie de să dezvolte sensibilitatea. Cu picioarele goale, copilul poate experimenta senzații noi, mergând pe iarbă, petriș, nisip, pământ. Poate de asemenea cu piciorul să identifice obiecte, o minge, un creion, o jucărie de pluș. A dezvolta acest simț înseamnă și îmbrățișările, mângâierile, scufundatul în apă, gâdilat. Încurajez părinții să creeze medii favorabile pentru dezvoltarea simțurilor copiilor și să adopte o atitudine pozitivă față de micii exploratori în fața tuturor senzațiilor, deoarece atitudinea părinților va determina felul în care copilul va fi deschis, curios la orice sau fricos și se va dezgusta ușor. Acestea sunt câteva sfaturi pentru a influența dezvoltarea gândirii la copii. Sper că informațiile v-au fost utile și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Până data viitoare! Știm cât de important este astăzi curentul de educație familială, emoțională și de creșterea copiilor asumat, conștient și informat. Pentru toate acestea, trebuie să asculți în fiecare sâmbătă, începând cu ora 11, rubrica Parenting Today, susținută de psihologul Elena Mereuță, doar pe Smile FM Moldova.